Salutare, salutare, bine v-am regăsit la un nou unboxing de pe canalul meu de YouTube. Nu uitați acolo să apăsați pe butonul de like, de subscribe dacă sunt noi, să vă activați și clopotul pentru a primi notificări. Ok, oameni buni, și dacă vreți să primiți moderatorul la mine pe canal, trebuie să fiți activi pe livestream-ul și să aveți 15 ore. Ok, oameni buni, de data aceasta fac un clip, mai special un unboxing, primul meu unboxing de pe canal. Oameni buni, vreau să vă spun că mi-am comandat PC de gaming. Ei bine, da, într-adevăr, mi-am comandat un PC de gaming de pe PC Garage. Se numește PC Gaming Viking AMD Edition. Deci, vă arăt și aici. Deci, PC Gaming AMD Edition, AMD Ryzen așa, AMD Ryzen 5 1600, 3,2 GHz, 12 threaduri, 8 GB de DDR4, 1 TB hard disk, plus 128 de GB pe SSD și ca placă video GTX 1650 de 4 GB GDDR5 iluminare RGB și prețul 2399,99 de RON. Băi, eu zic că acest PC este un PC destul de bun, adică m-am uitat și la teste și duce în ceva FPS-uri. Oameni buni, uitați aici, cutia, este aici a venit mai exact calculatorul, bă, nici nu știu, upsii, scuze. Așa trebuia să fie. Stați 2 minute că eu mai așa cu o mână filmez. Așa. Că așa trebuie să fie. Fix acum am realizat. Segotep. O carcasă Segotep. O cutie. Adică pana mea. PC Garage. Forță magazinul. Nu aveți ce să vedeți. Practic, ca să știți de ce cutia este goală și de ce am scos eu PC-ul, când a venit curierul, curierul a deschis cutia pentru că practic a zis că dacă așa, ar fi păcat să-i dau banii înainte să mă uit să văd dacă e cu zgârieturi sau ceva de genul. Etc. Și de-aia, ca să înțelegeți. Deci, na. Bun. 2 minute, oameni buni, imediat. O să pun un pic pauză la videoclip și revin. Ok, bun, oameni buni. Deci, vreau să vă arăt că în asta a venit firul de la calculator, uitați. În asta a venit firul de la calculator. Uitați, practic, aici a fost firul. Ăsta este firul de la calculator. De la sursă, de fapt. Să-l bagă acolo să pornească și 3, 2, 1 și uitați aici PC-ul ăsta, Blanao PC Gaming Viking AMD Edition. Băi, frate, deci uitați monstru, frate. Deci e un PC destul de bun care o să-și facă treaba. Deci pe bune, e un PC foarte, foarte bun. Uitați, cam așa arată pe față de unde îi dai drumul. Are 3 USB-uri. Oricum, e un PC foarte, foarte bun. Nu i-am luat folia pentru că vreau să vă spun că până duminică, pentru că duminică o să am Windows 10 pe el. Nu mă pricep foarte bine să instalez Windows și trebuie să rapt câteva zile. Am pe cineva în familie care se pricepe în calculatoare în IT și se pricepe să-mi instaleze Windows. Și o să-mi instaleze Windows pe el. Uitați, cam așa arată în interior. Nu am dat folia jos, uitați, adică puteți să vedeți. Cam așa arată în interior, nu e cine știe ce mare lucru, e cable management, într-adevăr, AMD. Asus GeForce GTX 1650,
De 4 GB? De 5. Hai să vă arăt și cum arată pe spate, să vedeți așa dacă sunteți curioși. Cam așa arată pe spate. Da, pe spate nu e foarte mare lucru, adică da, nu prea aveți ce să vedeți. Aici e cablul de LAN. Exact aici. Stați așa. Exact aici e cablul LAN, unde o să vină cablul de internet. Aici e placa video. Sunt astea protejate pentru că sunt puse pentru protecție. Aici e HDMI. Mi se pare VGA-ul. Oricum e un PC, v-am zis, bun. Și vreau să vă spun că mi s-a mai dat și o telecomandă, oameni buni. Mi s-a mai dat și o telecomandă pe care o să vi-o arăt în acest moment. Uitați, asta este telecomanda. Cu această telecomandă, nici nu știu ce funcție are pe ea. Adică, dacă vă uitați bine, are RGB aici. Nu știu ce înseamnă asta cu speed, mod, auto, mod, speed. Chiar nu știu, vă rog să-mi ziceți în secțiunea de comentarii. Ok? Dar, oricum, în rest, n-am ce să zic. E un PC blană bombă. Bună, oameni buni, sper că v-a plăcut acest unboxing de pe canalul meu. Da, vă băi, zi, duminică o să facem un mare live stream de pe acest calculator. O să ne jucăm CSGO. Sau ziceți voi în secțiunea de comentarii ce joc vreți. Fortnite, CSGO sau habar n-am, CSGO și Among Us. Live. Da? Duminică. Live. Nu știu, s-ar putea ca pe la ora 8, 9, cam așa, o să fim live.